Parcă ieri te-am văzut și m-ai prins cu-n sărut. Parcă ieri a fost clipa aceea și cu vorbe i-a prins. Fie că suntem copii sau adulți trecuți de prima tinerețe, poveștile copilăriei spuse de bunici sunt întotdeauna gustate cu mult interes. De aceea și astăzi ne vom transpune în perioada copilăriei, nu a noastră, ci a bunicilor noștri. Plecăm la pas prin făgărașul interbelic, un făgăraș cochet cu o populație mică, dar cu oameni gospodari și fericiți. O așezare care, deși a trecut peste două războaie mondiale, arăta mai bine ca niciodată. Economia se apropia să atingă cota maximă de dezvoltare. Puțin știu că după 1920, în Făgăraș existau două Românii, România veche și nouă. România nouă era de fapt zona Făgărașului, iar România veche era cartierul Combinat. Locuitorii cartierului Combinat se comportau ca și cum trăiau într-un alt oraș. Cartierul Combinat era stat în stat. Locuitorii acestui cartier aveau de toate acolo, de la măcelărie până la cămin cultural. Acest cartier era ocupat în mare parte de familii cu copii. Capii familiei, adică bărbații, munceau în uzina Nitramonie, iar femeile erau casnice. Soților câștigau foarte bine încât să-și permită să întrețină toată familia, așa că femeile se ocupau de copii și de casă. În pregătirea meselor, el avea un ajutor de nădejde, pe neama Nole Căruțașul. Un bărbat trecut de vârsta maturității și sprinten, care făcea cumpărăturile femeilor în piețele din oraș. Fiecare familie avea un carnețel în care își nota de ce legume sau fructe are nevoie. Carnețelele erau așezate apoi în corfe, care erau așezate la rândul lor în fața locuințelor. În jurul orei nouă apărea neamanole cu trăsura, strângea toate corfele și le punea în trăsură și pleca spre oraș în piețele de legume. Te-a căzut pot poaveli, umblu macananele, te-a căzut pot poaveli, umblu macananele, deamnă murgulina pus, unde mândra mi s-a dus, deamnă murgulina pus, unde mândra mi s-a dus, di-di și mergi la pas, s-ajungem de vreme acasă, di-di-di și mergi la pas, s-ajungem de vreme acasă. Fiecare zi mama punea într-un coșuleț, punea un carnet în care scria 1 kilogram de roșii, 1 kilogram de zahăr, 1,5 litri de ulei, piper, sare, ce-i trebuia mamei mele pentru gătit. Și punea carnețelul într-un coș și coșul puneam la baza blocului, jos. Că blocul era bloc de garsoniere în care erau 4 familii. Și puneam 4 coșuri, se punea acolo. Și venea Manole și aduna coșurile toate și pleca cu coșurile în oraș. Asta se întâmpla jurul orei 9:30 dimineața și la ora 11:30 venea Manole. Și când venea Manole, băga capul pe scara blocului și striga, a sosit Manole. Și eu, copil fiind, știu că mă duceam totdeauna și luam coșul și îl duceam lui mama sus. Mama găsea acolo tot ce trebuia, nu se umbla cu bani, Manole aducea tot ce trebuie și părinți, mama gătea, tatăl meu venea la ora 1 la masă, 1:30 la masă, după care se ducea din nou în fabrică înapoi și venea seara acasă. La sfârșit de lună sau la jumate de lună, depinde, se ducea tata cu banii la bancă, la furnica și acolo făcea de contul pentru tot ce a cumpărat mama, tot ce a comandat mama timp de o lună sau jumătate de lună. Cred, dacă mi-aduc bine aminte, la jumătate de lună plăteam. Încrederea unuia în celălalt era o calitate pe care oamenii o aveau în perioada interbelică. Pe vremea aceea, furturile erau foarte rare. Nu este menționat în niciun act oficial, dar cu siguranță, faptul că oamenii se respectau reciproc a ajutat la dezvoltarea Făgărașului. Poate că acesta este și secretul unei vieți mai bune. Te-a căzut pot poaveli, umblu macananele, te-a căzut pot poaveli, umblu macananele, deamnă murgulina pus, unde mândra mi s-a dus, deamnă murgulina pus, unde mândra mi s-a dus, di-di și mergi la pas, s-ajungem de vreme acasă, di-di-di și mergi la pas, s-ajungem de vreme acasă. Thank you.
parcă ieri te-am văzut și m-ai prins cu-n sărut. Parcă ieri a fost clipa aceea și cu vorbe-ai aprins.